SCM Craiova și Dunărea Brăila nu aveau nici grijă arătării Oradării, nici șanse de a mai prinde o cupă europeană în acest sezon. Meciul a fost unul de bună calitate, cu un ritm excelent de joc. Oltencele au făcut una dintre cele mai bune partide din acest sezon, chiar dacă nu au putut să se bazeze pe mai multe jucătoare de bază. Brăila a evoluat pe măsură, chiar dacă a avut moralul zdruncinat după eliminarea din semifinalele cupei AHF. Prima repriză a aparținut oaspetelor, care au condus mai mereu la 2-3 goluri diferență. În partea a doua, Craiova a revenit și a condus până la finalul partidei, dar a fost egalată în ultimele secunde de joc. Cele două echipe care au început campionatul cu pretenții la podium au dovedit că puteau să obțină performanțe mai bune în acest sezon. Ne-am dorit foarte mult victoria, deși avem multe accidentări, am încercat să facem un meci cât mai bun, dar din păcate am avut câteva mingi pe care le-am pierdut cu ușurință în atac și ne bucurăm că am reușit un punct, dar ar fi trebuit victoria. Congratulations to both of the teams. A fost o partidă foarte disputată în care ambele formații meritau victoria. Felicit amândouă echipele pentru prestație și cred că rezultatul a fost echitabil. S-a simțit oboseala finalului de sezon și faptul că în acest campionat cele două echipe s-au confruntat cu multe accidentări. Eu le-am spus fetelor în primul rând, respectul pentru suporterii noștri reprezintă cea mai mare miză pentru noi. Am fost niște ani vădubiți de niște jucătoare de valoare care au dus echipa asta în spate, din păcate încă suntem, iar avem această datorie morală față de suporteri. Să arătăm meci de meci că ne luptăm, că încercăm să prestăm la un nivel cât putem de bun și de spectaculos, dacă pot spune, pe alocuri. Și asta e, eu aș vrea să le mulțumesc pentru faptul că din nou au venit, ne-au susținut. În etapa viitoare, penultima din Liga Florilor, SCM Craiova va juca în deplasare la Rapid, lidera la zi a clasamentului.